Astăzi vorbim despre o declarație șocantă, o ipoteză de asemenea șocantă a lui Ion Gheorghe Maurer, care a fost un om care i-a cunoscut îndeaproape pe soții Ceaușescu. El spune că Ceaușescu a adoptat copiii pe care Elena i-a făcuse cu alții și a mai făcut și el un copil. Membru al PCR încă din 1936, ulterior ministru de externe și președinte al Consiliului de Ministri, Ion Gheorghe Maurer a cunoscut îndeaproape cuplul Ceaușescu. Maurer s-a născut în anul 1902 și a murit în anul 2000 la 98 de ani. În cartea Maurer și lumea de ieri, mărturii despre stalinizarea României, a Laviniei Betea, el susține că înainte de căsătoria sa cu Nicolae Ceaușescu, Elena avea deja doi copii, pe Valentin și pe Zoia, aceștia fiind așadar frați vitreș cu Nicușor. Îl întreabă cea care a scris cartea: ce știți dumneavoastră despre formarea acestui celebru cuplu al istoriei contemporane? Și Maurer răspunde: Elena Ceaușescu, înainte de a se mărita cu el, a trăit cu nu știu câți. A făcut și doi copii, nu știu cu cine, o fată și un băiat. Când Ceaușescu a ieșit în 44 în lume, ea s-a agățat de el și s-a agățat așa de bine că a luat-o de nevastă. Ceaușescu i-a adoptat copiii pe care i-a făcut cu alții și a mai făcut și el un copil pe Nicușor. Mai târziu mi-am dat seama că această femeie îl stăpânește în așa măsură pe Ceaușescu încât, de fapt, ea conduce. El nu face decât ceea ce spune ea și că, probabil, ea hotărâse ca el să exercite conducerea sub forma unei stăpâniri dictatoriale. Autoarea cărții spune: Zoe și Valentin, spuneți că nu sunt copiii lui Nicolae Ceaușescu? Și Maurer răspunde: nu. El i-a crescut, dar de făcut ea știe cu cine i-a făcut. Se zvonea că au fost adoptați deoarece au rămas orfani în urma secetei cumplite ce a bântuit Moldova imediat după război. I-a adoptat Ceaușescu atunci când s-a însurat cu ea, dar nu spuneau probabil că nu sunt așa-i lui ca să nu bârfească țara românească despre ea că n-a luat-o Ceaușescu fecioară. Sunt declarațiile lui Ion Gheorghe Maurer în cartea Laviniei Betea. Cum vor fi conceput oare acel cod al eticii și echității socialiste, în numele căruia mulți activiști de partid au fost eliberați din funcții dacă divorțau, spune Lavinia Betea, și Maurer răspunde: cum? Matale, trebuie să știi că atunci când femeile calcă strâm, vorbesc mai mult de etică și de morală decât cele cinstite. Nici ea, nici Ceaușescu nu erau morali decât în declarații. Dovadă este accidentul de automobil ce mi l-au provocat mai târziu. Vom vorbi despre accidentul de care spunea Ion Gheorghe Maurer într-un episod următor și vom da detalii despre ce s-a petrecut în acest accident de automobil care declara Ion Gheorghe Maurer că i l-au provocat lui.